venit la un nou episod din Curiosity Land. Câinii trăiesc în medie 15 ani. Câinii sunt animale de companie de peste 12.000 de ani. Câinele din rasa Basenji este singurul câine care nu poate lătra. Anatomia câinilor este alcătuită din 321 de oase și 42 de dinți permanenți. Cea mai mică rasă de câini este Chihuahua. Câinele Chihuahua poartă acest nume datorită statului din Mexic, unde a fost descoperit. Câinii care nu iau contact direct cu oamenii în primele 3 luni de viață nu vor fi animale bune de companie. Câinii din rasa Saint Bernard sunt cei mai masivi. Câinii nu percep noțiunea de timp. Câinii nu au apendice. Amprenta nasului unui câine este unică, la fel cum este amprenta degetului la om. Câinii din rasa Boxer poartă acest nume datorită modului cum se joacă cu lăbuțele din față. Doar în Statele Unite ale Americii sunt aproximativ 60 de milioane de câini. Tot în Statele Unite ale Americii, 15 oameni mor anual datorită mușcăturilor de câini. În Italia există o discotecă pentru câini, unde oamenii pot veni cu patrupezii lor. Câinii pot vedea în culori, dar nu atât de vii cum văd oamenii. Câinii pot învăța până la 250 de cuvinte. Cei dresați să deprindă limbajul omului au o inteligență similară a unui copil de 2 ani. Câinii transpiră doar prin limbă și tot limbă poate să respire. Ciocolata conține o substanță numită teobromina, similară cu cofeina, care poate omorâ câinii sau chiar să-i îmbolnăvească foarte grav. În medie, un câine de la oraș trăiește cu 3 ani mai mult decât un câine de la țară. Inima unui câine bate de 120 de ori pe minut, adică cu 50% mai mult decât numărul bătăilor la om. Mirosul unui câine este de 100.000 de ori mai puternic decât al unui om. Câinii au de 2 ori mai mulți mușchi pentru mișcarea urechilor decât oamenii. Puii de dalmațiani sunt complet albi la naștere. Celebrele bete negre apar pe măsură ce cresc. Amprenta lăbuței unei pisici este unică, la fel cum este amprenta degetului la om. Ca și oamenii, pisicile pot fi stângace sau dreptace. Dacă o pisică toarce, nu înseamnă că tot timpul se simte bine. Ele torc și atunci când le este frică și când sunt rănite. Dintre toate mamiferele, pisicele au cei mai mari ochi în raport cu mărimea corpului. Doar pisicile domestice țin coada în sus când merg, cele sălbatice niciodată. Există o specie de pisici, manx, care nu are coadă. Fiindcă pisica nu are glande sudoripare, pisica nu transpiră niciodată. Afirmația, motorul ăsta toarce ca o pisică, este mai adevărată decât credeți. Frecvența cu care o pisică toarce este aproximativ egală cu frecvența unui motor diesel. În antichitate, egiptenii îi condamna la moarte pe cei care omora o pisică. În Londra trăiesc mai multe pisici decât întreaga populație a Norvegiei. O pisică domestică sănătoasă poate atinge o viteză de 30 chiar până la 50 de km pe oră, dar nu poate menține această viteză mai mult de un minut. Pisicile au 30 de vertebre, cu 5 mai mult decât oamenii. Pisicile au lungimea mustăților direct proporțională cu lățimea corpului. Pisicile dorm aproximativ 65% din viață. În restul timpului, 25% se spală, 5% mănâncă și tot 5% se joacă. Pisicile nu se meargă niciodată reciproc. Acest sunet este rezervat numai oamenilor. Pisicile nu suportă mirosul de lămâie. Pisicile nu văd bine de la distanță mică. Pisicile pot fi donatori de sânge pentru alte pisici. Aceste feline respiră de 20-40 de ori pe minut. Pisicile scot aproximativ 100 de sunete diferite. Sir Isaac Newton nu doar că a descoperit legea gravitației, el a inventat și ușița pentru pisici. Structura creierului pisicii, în comparație cu cea a câinelui, este mult mai apropiată de cea a creierului uman. Mai ales în Statele Unite ale Americii, dar și în România, când trece o pisică neagră prin fața ta, lumea crede că îți aduce ghinion. Însă, în Marea Britanie, această întâmplare are o semnificație opusă, și anume că vei avea noroc. Atât a fost și pentru astăzi, vă mulțumesc că ați venit și acest episod, dacă v-a plăcut nu uitați să vă abonați și dați un like pe Facebook și întrebarea din acest episod este ce vă place sau ce vă enervează cel mai mult la aceste animale? Lăsați răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii și nu uitați să fiți curioși în continuare.